O tânără în vârstă de 22 de ani din localitatea Țibeni a fost implicată într-un accident rutier în dimineața zilei de miercuri. Aceasta a ieșit cu autoturismul pe care îl conducea în afara părții carosabile și a rămas suspendată de gardul unei case. Din spusele martorilor, tânăra șoferiță ar fi încercat să evite o pisică. În accident a fost implicată doar tânăra de 22 de ani, care a fost transportată la spital de echipajul SMURD. La fața locului au intervenit pompierii militari ai detașamentului de pompieri Rădăuți cu o auto specială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2.